Departamentul pentru situații de urgență și Inspectoratul General pentru situații de urgență au lansat astăzi platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fipregătit.ro. Platforma își propune să devină locul de referință pentru educarea și informarea populației în domeniul dezastrelor, dar și în cazul oricăror situații de urgență. And here you can see the guides, first aid in case of bad weather, in cold weather, and in storms, floods, earthquake, for example. If we go to floods, Centrum, if you can sit, I will present it very, very short. It's an excellent, very innovative. Thank yeah, you. And you can see here in floods, before the event, during the event, so people can find some information, and then they have a film which explains to them exactly on how to deal with this. So we can put the floods film. You can see here it explains to them what not to do, how to behave, and so on. Fipregătit.ro va ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine riscurile și va informa asupra măsurilor de prevenire și comportamentului pe care trebuie să-l aibă în diferite situații de urgență, de amploare sau dezastru. Acest proiect este necesar având în vedere faptul că în ultimii ani suntem martorii unor intensificări ale situațiilor de urgență de tot felul, atât pe plan internațional cât și pe plan local. În astfel de situații, limită câteva secunde pot schimba totul. Iar reacția rapidă și educată a celor afectați este esențială pentru supraviețuire. Comisarul European pentru Protecție Civilă, Christos Stylianides, alături de Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, au fost cei care au apăsat butonul pentru lansarea fipregătit.ro, platforma națională de pregătire pentru situații de urgență. Vizita domnului comisar european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, domnul Christis Stylianides, vine în mijlocul unei situații de urgență cauzată de efecte severe ale fenomenelor meteorologice. Iar această situație se derulează de câteva zile, nu doar în România, ci în întreaga regiune balcanică. Nimeni nu a putut anticipa acest context al întâlnirii noastre, însă am avut astfel ocazia să discutăm mult mai aplicat asupra sistemului de gestionare a situațiilor de urgență din România. De aproape o săptămână, structurile pentru situații de urgență intervin neîncetat pentru a elimina pericolele, pentru a salva oameni și bunuri, iar acest lucru se întâmplă în toate statele din regiune. Înainte de a fi ministru de interne, am fost prefect și am avut de gestionat numeroase situații de urgență, iar toate aceste experiențe m-au făcut să înțeleg nevoia de consolidare a capacităților naționale destinate acestui domeniu. România, prin Ministerul Afacerilor Interne, este unul dintre statele care contribuie activ la dezvoltarea capacității europene de răspuns la urgențe. Am sprijinit și vom sprijini în continuare activitatea Comisiei, în special a Direcției de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar, prin detașarea de experți naționali valoroși sau aport de personal specializat în cadrul misiunilor de ajutor umanitar coordonate prin Centrul European pentru coordonarea răspunsului de urgență. Fipregătit.ro este o platformă web ușor accesibilă care se bucură și de o versiune și pentru mobil. În condițiile în care un studiu al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații arată că în România 3/4 dintre utilizatori accesează zilnic sau aproape zilnic mediul virtual prin intermediul internetului mobil. De aceea, fipregătit.ro a fost dezvoltat pro bono de echipa de profesioniști a Civic Tech, un startup non-guvernamental și non-profit pornit în primăvara lui 2017.